Liderii statelor Uniunii Europene se vor reuni în această săptămână prin intermediul unei videoconferințe pentru a analiza un răspuns coordonat al blocului comunitar la criza cauzată de coronavirus. Anunțul a fost făcut luni de președintele Consiliului European, Charles Michel. În urma consultărilor voi avea în scurt timp o videoconferință cu membrii Consiliului European cu privire la COVID-19 pentru coordonarea eforturilor Uniunii Europene. Trebuie să cooperăm pentru a proteja sănătatea cetățenilor noștri, a scris Charles Michel pe Twitter. Un oficial al Uniunii Europene a declarat că videoconferința va avea loc foarte probabil marți. Informația a fost confirmată și de Palatul Elysée, care a precizat că președintele francez Emmanuel Macron se află în legătură cu Charles Michel pentru organizarea acestei videoconferințe. Le cer partenerilor noștri europeni o acțiune urgentă pentru coordonarea măsurilor sanitare, a eforturilor noastre de cercetare și a răspunsului nostru economic. Să acționăm împreună începând de acum, a scris pe Twitter șeful statului francez. La București, premierul în exercițiu Ludovic Orban a participat astăzi la o videoconferință cu omologii din Italia, Bulgaria, Cipru, Austria, Slovacia, Ungaria și Israel pe tema situației provocate de noul coronavirus. Prim-ministrul a prezentat măsurile de prevenție luate de autoritățile române pentru prevenirea extinderii pe teritoriul țării noastre a noului coronavirus și evoluția situației la nivel național. Oficialii țărilor participante la videoconferință au discutat despre necesitatea schimbului de bune practici și a unei cât mai bune coordonări între instituțiile statelor pe teritoriul cărora există cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.